Eu vă mulțumesc că ați rămas, că ați îngăduit așa să continuăm și astăzi, dar depinde de noi cât de mult sau de cât puțin stăm. Ca să nu o lungesc, la urmă să vă mai spun câte ceva, haideți să începem de unde? De la stânga la dreapta. La dreapta la stânga. De unde o luăm? De la stânga? Da. Sau o luăm cu liberalii la dreapta? La stânga, da. Băi, ia să vedem. Asta aveți reviste, ceva de prezentă? Aveți? Nu. Atunci, Prahova. Sau, doamna Petronel, aveți ceva reviste? Nu. Atunci, Prahova, asta să... Am reprezentare. Bun. Dați să vă pun aici. Microfonul, că să se înregistreze. Da. După cum m-am prezentat și acum o zi sau două, eu sunt Camelia Iuliana Radu, fac parte din filiala USR Bacău și sunt din Ploiești. Am ajuns aici pentru că aici am fost foarte îndrăgită și chemată și atunci am răspuns aceste invitații și nu îmi pare rău deloc. Vreau să vă spun că de anul acesta, din luna ianuarie 2023, a apărut la Ploiești această revistă de cultură și literatură, care este rezultatul colaborării și inițiativei unui grup de poeți și scritori ceva mai tineri. Suntem de toate vârstele, dar vârsta literară, ca să spun așa, este una foarte bine ancorată în contemporaneitate, pentru că ne-am hotărât să fim un hub cultural, fiind o revistă independentă, apolitică, și care și-a propus să promoveze literatura urbană modernă. Este o revistă care inițiată de membrii asociației acum. Această asociație este tot o asociație culturală care a fost înființată de noi și care înseamnă Asociația de Cultură Urbană și Modernitate, care este înființată la Ploiești, dar al cărei scop este să unească în policulturalismul acesta actual literar cam tot ce înseamnă literatură modernă, atât proză, critică, eseistică și literatură. Noi avem acolo la Ploiești un statut puțin ingrat, pentru că suntem foarte aproape de București, pentru că majoritatea pleacă să facă facultatea dintre tineri la București și Ploieștiul rămâne puțin în umbră, fără prea multe manifestări culturale, deși instituțiile sunt foarte puternice acolo. Revista noastră, după cum vedeți, arată foarte bine, este, avem un sponsor, Tipografia, care se ocupă de această revistă și care, încântată de ceea ce facem, e o tipografie din București, s-a hotărât să ne sponsorizeze apariția revistei, pentru că noi nu am fi avut în niciun caz fonduri să avem o revistă atât de puternică. Revista are și un site, Rex Publica, pentru că acesta este titlul pe care noi l-am găsit și, după cum vedeți, este o exprimare așa ușor oximoronică sau oricum îmbină două idei, de la Rex, care înseamnă regal, și Publica, care înseamnă al tuturor. Noi suntem, cu alte cuvinte, tot ce e mai bun pentru toată lumea, ca să zic așa, și anume cultura, asta vrem să facem. Avem nume importante care sunt reprezentate și la poezie, de exemplu numărul acesta al 4-lea pe decembrie va fi atât Angela Furtună cât și Leonid Dimov, dar avem și poezi foarte tineri pe care am apreciat că sunt extraordinar de buni, de modern, contemporane, au originalitate, sunt foarte interesanți, dar nu sunt cunoscuți și ne-am hotărât să-i publicăm atât în proză cât și în poezie. Revista este împărțită în două categorii, și anume partea de cultură, care
conține cronică literară, eseuri de călătorie. Aici publică și Dalina Bădescu, care este un mare critic literar, deși e tânără. În numărul viitor va fi și Pavel Șușară, a fost și Florin Toma cu proză, deci sunt oameni care au apreciat revista și care au publicat aici. Deci facem nu numai cronică literară, cronică plastică, avem și câte un articol mai obraznic și mai nonconformist despre călătorii văzute cu un ochi contemporan, atât cât se poate vedea nu numai opera respectivă de artă, dar și publicul care vine, componența publicului care vine și participă. Deci tot ceea ce înseamnă o viziune contemporană, deci nu spun nouă, pentru că contemporan sunt și cu un mare creator care are 92 de ani și sunt contemporan, dacă e, să o iau așa, sigur. Sunt și cu Nicolae Țone, sunt și cu băiatul care a luat premiu literar ieri. Da, Alexandru, deci suntem contemporani și toți formăm această mare, cum să spun, lumea și zonă creativă și frumos este să avem tot ce e mai bun și mai frumos din toate aceste zone. Sigur că pentru noi ceea ce înseamnă bătrânicios e așa cum știe toată lumea, adică nu vârsta fizică, este vorba de depășit. Dacă pot să scriu un vers care să vrea să fie modern și să fie foarte la modă, că e vers alb, că folosește neologisme, că sparge versurile, nu știu cum, și el de fapt să fie o pastișă după alt autor care este într-adevăr original și să nu aibă nimic interesant. Deci trebuie foarte mare atenție. Directorul acestei publicații este Călin Dengel și el este de profesie medic, dar este scriitor, prozator și poet. Redactorul șef sunt eu, Camelia Iuliana Radu, care practic fac și o bună selecție a textelor și de asemenea mai fac parte din acest comitet Marian Mărchidanu, care scrie articolul acela de fond foarte interesant, o să-l găsiți, se numește Fundația, Noua Fundație, și vorbește despre literatura contemporană, de la cum se transformă postmodernismul până la policulturalism și a reușit să facă chiar în acest prim număr un articol care nu... Deci există trimiteri în diferite publicații, dar nimeni n-a avut curajul să pună punctul pe ei și să zică, măi, asta este realitatea, hai să o spunem și să așteptăm să ne critique cineva dacă nu e de acord cu acest punct de vedere. Dar nimeni nu îndrăznește nici să critique, nici să spună, da, domnule, ați făcut o treabă grozavă. Noi nu-i nimica, lăsăm așa și așteptăm și alte completări. Așa. De asemenea, la fotografie mai este un băiat care e tizul meu, îl cheamă tot Radu, dar e Bogdan Radu și nu suntem rude. Toți suntem Radu la Ploiești, din câte văd eu. Da. De asemenea, o avem pe Abi Elena, care este absolventa Facultății de Jurnalistică și face jurnalism cultural, deci ea se ocupă de toate aceste cronici care sunt făcute la UAP, la Uniunea Artiștilor Plastici și toate expozițiile care sunt de ea. Și de asemenea găzduim pe Bogdan Stoicescu, care este senior editor și care are o experiență vastă în publicistică, lucrează la Biblioteca Județeană. El are acest articol despre Ion Stratan, i-a fost și foarte bun prieten. Și deci suntem așa o mână de oameni, sper că n-am omis pe cineva de aici. În curând o să avem un site foarte frumos pe care îl face Marian Mărchidanu, ăștia care tac și fac așa, ăștia care vorbesc mult. Și această echipă micuță care mai înglobează scriitori de la Câmpina, cum este Florin Dochea, cum este Maria Dobrescu, de asemenea de la Buzău, pe colegii noștri de la Literatura, pe Teo Ștefan Teocabel, pe Ditu Constantin. Ne-am întins până la Iași, pentru că Liviu Antonese a fost cel care a publicat prima dată proză la noi și ne-a susținut foarte mult. Deci încercăm să avem așa pe Ovidiu Pecican, care și el ne-a susținut și a publicat în revistă. Deci încercăm să facem din revista noastră o revistă bună, adică o revistă de calitate,
care să arate modern, că asta am vrut, să nu mai fie reviste bătrânicioase. Și să știți că de când a apărut, noi am observat mici salturi așa la reviste, că parcă, hai să facem și noi să fie mai frumos la noi, și ne-am bucurat că a fost așa. Și deci odată să arate foarte bine și al doilea rând să aibă conținut bogat. Deci m-am lăudat, sper, suficient ca să vă atrag atenția. Noi am, da, de ce am vrut să facem această separare între cultura rurală și cultura urbană? Pentru că noi nu avem decât 60 de pagini. Vrem să scriem despre ceea ce cunoaștem. Orașul, deci oamenii care sunt în oraș, care stau, care scriu. Nu putem să avem referiri la folclor. Nu putem să scriem despre ce se întâmplă la asta, pentru că nu cunoaștem, nu suntem în zonă, n-am pe nimeni, deci noi, între noi acolo, grupul nostru, nu a fost un grup de folcloriști, de etnograf, de oameni care să știe ce se întâmplă la țară și să zic să... Și am zis ca să separăm și să ne ocupăm exact de ce știm să facem, și anume cultură urbană, contemporană, astăzi, azi, acum, cu tot ce înseamnă, de la... Da. Da, de la arhitectură, arte plastice, cinematografie, film, deci avem, de câte ori primim câte o cronică, nu trebuie să fie foarte mari, un A4 și niște fotografii sau două formate A4, două pagini A4 și fotografii cu titluri inteligente, pentru că toți suntem inteligenți, așa presupunem noi, așa, și cum să spun, să fie reprezentativ pentru ce este viu astăzi și ce cunoaștem noi. Pentru că dacă, vă spun sincer, dacă trăiam în mediul rural sau la Paris sau în altă parte, scriam despre ceea ce cunosc. Sau poate despre altceva, dar întrebător. Eu am încercat să mai văd ce se întâmplă și în mediul rural, pentru că am o casă într-o zonă rurală, un fel de caban așa. Dar să știți că mi-am dat seama că am niște limite foarte mari. Eu nu pot să înțeleg profund ce se întâmplă acolo, schimbările care au loc acolo. Și atunci am preferat să... Că ăștia suntem, toți care lucrăm la revistă, nu știm să facem agricultură, habar n-avem. Dar am zis că ne ocupăm de ceea ce știm și să fim modești și să ne asumăm ce știm ca să fie frumos. Sper că... Te mai întreb, da. O revistă, da? Preferată din țară. O revistă preferată din țară. Din țară, din România, să-mi spun. Da, mie... De fapt asta, de asta ne-am întâlnit. Să vorbim despre reviste și cum vedem o revistă ideală, până la urmă. Asta trebuie să iasă din... Da, îmi plăcea... da, de... Nu știu dacă ultimul număr l-am văzut, îmi plăcea Apostrof. Apostrof. Cu... Da, care... Da, da, da. Dar așa ca să fie îmbinată partea estetică a artistului plastic, care muncește și el la o revistă, pentru că una este, uite, aia mi-a plăcut foarte mult, are o copertă, cum să spun, inteligentă, extraordinară, modernă. Dar... Da, da, făcută de studenți, dar studenții aceștia trăiesc alături de dumneavoastră, deci facem o cum să spun, colaborăm între noi, ne găsim unii pe alții, facem ceva frumos, pentru că una este un tablou pe perete și alta este apariția într-o revistă a unei imagini făcute de un artist plastic. E cu totul altceva. E cu totul altceva să faci o copertă între a face un tablou. Da, și atunci acești artiști plastici trebuie și ei atrași cumva. Da, și să-și spună punctele de vedere. Da, hub cultural. Asta, de asta am zis așa. Să aibă un loc, dacă vine un arhitect sau știu eu ce și are un punct de vedere despre un oraș, are o viziune, are ceva, să spună, domnule, mă duc că ăștia vor înțelege ce, că vreau ceva nou. Sau am o himelă, am o utopie, am o idee care poate să fie practică, dar aș vrea să fie cunoscută. Da, da. Păi căutăm, că nu avem ce face și umblăm după ei și ei după noi, sperăm cât de curând. Și am fost foarte fericită că am reușit să am acest număr și să-l aduc și la Bacău, pentru că aici aveți, deja eu știu numai, deci aceste trei reviste literare, și Plumb, și Ateneu, și revista aceasta, deci deja sunt și cred că sunt mai multe și nu le știu eu, cinci, uite. Deci activitatea aici e foarte bogată.
și de asta m-am bucurat să pot să o aduc. Dar v-am spus, noi ne-am preocupat așa, de exemplu aici avem acest cup care se deschide și care scoate afară o lume. Ăsta a fost conceptul nostru pentru numerele de anul acesta. La numărul 2 este un film pe care l-am făcut cu ajutorul lui AI și care ne-a arătat niște structuri. Pe afară este un fond galben, vara, cald, ceva schițat așa, și pe filmul acesta se derulează structuri. Deci, cumva, tot timpul avem pe copertă, arătăm că lumea este într-un fel și noi scoatem afară structuri și tot felul de lucruri, dar sub cele patru imagini care vor apărea anul acesta. Poate că anul viitor vom avea alt concept. În școală a ajuns? Școală, universitate? Au ajuns doar câteva numere. Noi abia ne-am mișcat mai greu așa, dar suntem foarte hotărâți să facem o campanie mai serioasă, pentru că ne dorim, la fel ca și dumneavoastră, să avem foarte mulți tineri care să participe. Pentru că nu putem să ținem scaunele ocupate la infinit și cel mai frumos este să-i vezi că îți preiau treaba și o fac ei și încep să creeze și să gândească, adică chiar te simți excelent când vezi că... Da, da, da. Și avem autori așa, am participat și la un concurs literar care a fost la un liceu de acolo și au fost, ca de obicei, masa cu poezie banală, naivă, stupidă, nu știu ce, dar au fost vreo 10, cum să vă spun, doi dintre ei deja formați ca poeți la 17 ani și restul până la 10 foarte buni, deci foarte buni. Și bineînțeles am fost singura, că restul erau toate doamne profesoare așa foarte serioase, care pun note foarte serios așa. Și eu, pentru că sunt scriitoare, am gândit out of box, cum să spun. Și acelei persoane care a, din alt oraș, care a avut acest la 17 ani, a scris poezie atât de bună, i-am pus 10. Am fost singura din juriu care a dat un 10, dar n-am putut să mă abțin, era superbă, pur și simplu. Și îi așteptăm pe toți, adică chiar și din Bacău și din alt oraș. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați răbdat. Acum, domnul Mocanu, trebuie să avem emoții, Da, să mai vorbim de mai mult. Cât crezi tu? Mulțumim, doamna. Camelia, mulțumim. Ia să deam cu mâini cu cioara vopsită. Mai umblați cu cioara vopsită? Mai umblați. M-am chiar aici. Ca să fac o legătură rapidă între prezentarea anterioară și am rămas așa puțin, să spunem, impresionat de această separare, să spunem, a culturii, să spunem, de la oraș, să nu știu cea de la țară, sau oamenii de la oraș, cei de la țară. Eu vreau să vă spun doar în câteva secunde, m-am mutat. Sper că se face liniște până să încep și eu. Trebuie să repet, asta e toată... Mulțumesc. Nu, dar trebuie să vă iau din timp, să repet ce am spus. M-am mutat de la țară, din vârful munților Vrancei, undeva în Odobești. În jur, numai mocani veniți. În ultimii ani au umplut pur și simplu orașul și au făcut case și au făcut gospodari, nu, n-au vrut să vină să stea la bloc. Și un orășean care mi-este și vecin, care are darul acesta românesc al băuturii, ieșea în fiecare dimineață în curte și spunea: "Oh, nu mai am aer, m-au înconjurat mocanii." Deci avea ritualul ăsta, ieșea dimineața și da striga așa, de la auzeam și noi, cei din jur și toți care ne simțeam, eram mocani, mai ales eu când mă și numeam mocanul. Prima dată am avut impresia că se referă la mine, dar nu se referea, erau toți mocani în jur. Deci asta vreau să spun, că s-a mutat țăranul ăla de la munte, s-a venit la oraș, acum cum să-l numim? Să spunem că face parte din cultura urbană sau locală? În sfârșit. Acum să trecem la lucrurile
să trecem la lucruri serioase, cum e, de, spre exemplu, cucioara vopsită. Este un obicei împământenit, așa, dacă, să zicem, nu există sferă a vieții sociale, să nu fie câte cineva care să umble cu asta. Și cel mai corect ar fi să recunoaștem, că și eu am umblat și în meseria mea și în asta, nu se poate să nu fiu umblat. Soția, de exemplu, poate să dea cel mai bun exemplu, că altfel nu o păcăleam, să spunem. Da, să se cere. Se cere, da. Nu se cere. Da. Ce vreau să vă spun este că aș vrea, prin cuvântul meu, să schimb un pic percepția asta, că o revistă de satiră și umor trebuie lăsată la urmă. Ați auzit, domn președinte? Domn președinte? Ați auzit ce am spus? N-ați auzit. Atunci, vedeți, trebuie să mai spun încă o dată, pentru că e nevoie să spun. Și dacă veți lăsa telefonul, să știți că nu veți umbla cu cioara vopsită. Deci, am spus așa, vreau să răstorn percepția asta că o revistă de satiră și umor trebuie neapărat lăsată la urmă, că nu prea e serioasă ea, ca cum sunt celelalte. Nu, n-ați făcut, că ați luat-o de la stânga, dar dacă o luați de la dreapta, s-ar... Dar nu asta era problema. Că nici nu poți să începi o adunare cu... Dar nici nu poți să începi... Domnul președinte, nici nu poți să începi o adunare din asta cu cioara vopsită. Acum e clar, nu? Dar nu asta, percepția generală este că o revistă de satiră și umor e divertisment. Eu vreau să, în cele câteva cuvinte pe care le vreau să le spun aici, vreau să spun că revista aceasta cu cioara vopsită, și voi lupta pentru acest lucru, să nu fie o revistă de divertisment. Și chiar mă uitam aici la plumb, știți ce scrie aici jos? Revistă de atitudine. Uitați că cioara vopsită este mai mult decât revistă de atitudine, prin satiră și umor, ceea ce este foarte greu, pentru că umorul se scrie foarte greu. O revistă de atitudine, poți să ai o atitudine, poți să faci praf pe cineva, poți să... Dar noi nu promovăm asta dacă nu are și în el presărat umor, satiră, sarcasm și așa mai departe. Dar ca să fiu așa, să fiu un pic, n-am spus că este superioară plumbul sub nicio formă, să nu se înțeleagă așa ceva. Eu vreau ca prin această revistă, filiala noastră, să spună, când face o enumerare acolo, așa se spune, avem la revista plumb, șporm, toate celelalte. Să nu fie uitată și cioara. Da. Ia uitați, în primul număr al acestei reviste, eu m-am făcut un editorial și numai câteva spicuiri ca să vedeți de ce am scos totuși, domnule, această revistă, ce am vrut să fac cu ea. Când am avut ideea editării acestei reviste de atitudine prin satiră și umor, primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a căuta publicații de gen pentru a mă edifica asupra unor lucruri. O să citesc rapid pentru că... Pe net am găsit Urzica, încă vreo câteva publicații, majoritatea online, iar de la Biblioteca Județeană Vrancea, am primit următorul răspuns. Din păcate, domnule Mocanu, nu avem nicio revistă de umor. Atunci am răspuns pe loc amabilei doamnei bibliotecar. Așadar, Biblioteca Județeană Vrancea nu are umor. Ca să fie clar, pentru început, nu ne-am propus să fim o revistă provincială. Chiar dacă se trage din arhaismul vrâncean, vrem să fim o revistă de cuprindere națională, atât prin prisma colaboratorilor, dar mai ales prin abordare. Un alt punct important este acela că nu vrem să fim o revistă cu apăsare doar pe latura divertismentului. Pe primul plan va fi atitudinea, dar care să fie atinsă în proporție covârșitoare de umor prin formele sale consacrate, satira, sarcasmul, parodia, anecdota, hiperbola, pamfletul, schița, cupletul, tableta și altele. Prin 1990, în țările României existau peste 300 de reviste de umor. Astăzi le numărăm pe degete. Rețelele de socializare au luat locul acestor publicații, dar, cum bine știm, acestea sunt veritabile coșuri de gunoi în care se aruncă orice, printre care și așa zisele materiale umoristice. Multe dintre ele adevărate monumente de prostie, disgrațioase, grotești, care irită mai mult decât să bine dispună. Avem apoi televiziunea, unde găsim tot felul de emisiuni pompos denumite râs de mori sau mor de râs, la care nici măcar colțul gurii nu se ridică. Talentul este de negăsit prin tot ce ne oferă aceste expuneri fără noime, în care ți este foarte greu să râzi măcar cu un dram de seriozitate. Noi vrem să publicăm un umor select, adresat preponderent celor înzestrați intelectual, cu umor care să pună pe gânduri, să îndrepte lucrurile, impostorul să nu meargă mai departe, politicianul să nu mai mintă, aproape imposibil, să nu mai facă promisiuni fără acoperire, măcar să diminueze, scriitorul să nu păcălească cititorul și tot așa.
Nu facem discriminare, ne adresăm și celor cărora le este foarte greu să înțeleagă umorul, în speranța că vor pune minte la contribuție. Ne adresăm civicului, politicului, imposturii din toate domeniile, iar domeniul cultural va ocupa primul loc în lista de priorități. Nu vrem să devenim o sperietoare pentru nimeni. Cine se mai sperie în ziua de azi? Vrem să îi prezentăm publicului larg pe cei care au făcut un obicei de a umbla cu cioara vopsită. Și am zis așa la final, mizăm pe faptul că o astfel de revistă poate deveni o parte importantă a vindecării noastre. Umorul cel mai bun medicament sau umorul, cu umorul vindecăm poporul, umorul cea mai bună ascunzătoare pentru o revoltă. Iată câteva vorbe care ne pot duce la concluzia cu gluma nu-i de glumit. Poate vom găsi susținerea de care avem nevoie pentru a rămâne în viață. După această naștere, spunem noi, fără cezariană, iar copilul abia născut să primească ce trebuie pentru a rămâne în viață și să nu îngroașe și el rândurile copiilor rătăciți imediat după naștere prin nu știu ce sac de gunoi al culturii noastre naționale. Am spus în primul număr. Acum, ce vreau să vă spun, ca să vedeți cu accentul pe atitudine. Revista este bimestrială, deci la două luni. Suntem la al cincilea număr, ultimul număr va fi în decembrie. Este numai tipărit, nu o să-l găsiți pe internet, se vinde în toate supermarketurile PACO din România, se vinde în București la Piața Romană numărul 9, la chioșcul de presă unde se regăsesc și Bucureștiul Literar și Artiste și multe reviste chiar de la România Literară și așa mai departe, dar adresându-vă rugămintea ca să colaborați la această revistă care are un mail destul de simplu, cu litere mici, cucioaravopsita@rondeahoop.com, ca și cum ai da cu ciocanul într-un stâlp. Deci, vă rugăm să veniți alături de această revistă și ea, în fiecare număr, pleacă la peste 60 de publicații din țară, începând cu România Literară și terminând cu ultima, sau ultima, una mai puțin luată în considerare, așa cum este deocamdată și Cucioara Vopsită. Ea pleacă și la redacții, în toate județele țării, în biblioteci, deci fac acest efort. Sper că la anul să am și ajutorul Consiliului Județean Vrancea și vă spun de ce acum, vă dau din casă. Când am fondat această revistă, alături de maestru Constantin Pavel, un grafician recunoscut pe plan mondial, al treilea fondator este o tânără, Anda Toma, se numește arhitect, care din păcate și din fericire este soția președintelui Consiliului Județean Vrancea. Și atunci am spus, așa. Am zis, nu am băgat-o că mă sprijin neapărat. Să nu credeți, doamna Spirescu, că eu vă spun așa, să nu credeți că voi este prietena dumneavoastră și ați scos și cărți împreună. Dar ce se întâmplă? Stați că nu știți ce vreau să spun. Să nu credeți că mă bazez pe dânsa ca să obțin aceste fonduri. Chiar îmi pun speranța să fac asta. Da? Așa. Ei, dar sper prin proiectul meu, care să fie bine documentat și așa cum scrie acolo la lege, că sunt banii europeni, nu-i dă nici președintele Consiliului Județean din buzunar, nici din banii noștri, din impozitele noastre, ci este un proiect care vine de la Uniunea Europeană. Dar că să spune că și banii de acolo tot de la noi sunt luați. Deci țara contribuie acolo cu bani. Parandărât. Ce am spus unde se află, să spunem, unde poate fi găsită revista. V-am cerut colaborarea și ca să vedeți de ce pun accentul pe atitudine, o să vă spun tema, pentru că fiecare număr are o temă. Eu am gândit-o așa cum am gândit-o, la fiecare număr să aibă o temă de cuprindere națională. Nu vreau să cobor în polemicile noroioase locale, despre primarul din Focșani sau despre nu știu cine. Ce îl interesează pe ăla de la Constanța sau de la Timișoara că primarul la Focșani a lăsat o groapă nu știu unde sau nu știu ce a făcut el. Nu interesează nimic. Căutăm Omorul, este o revistă de literatură umoristică. Asta am vrut să scot în evidență. Nu vrem să coborăm stacheta asta, să cădem în patima bășcăliei. Că vă spun ce fac la ora actuală, nu dau nume, e să ia capul personalităților, al lui Iohannis sau nu știu cui, l-a tăiat de aici, l-a pus, i-a pus trupul pe un veceu și râdem și noi. Păi nu asta e umorul care vrem să-l practicăm. Vrem să practicăm un umor fin, un umor literar și așa mai departe.
Ce, de, ia, ajung la aceeași problemă. De trei ori am încercat să spun acest lucru și nu am reușit. Poate acum reușesc. La primul număr, cu privire la atitudinea asta, la primul număr am avut tema oameni de lemn. Domnul Isache știe foarte bine la ce mă refer. Cei care au produit pădurea, poate cea mai mare bogăție a țării noastre și prin toate odrastrele lor, eu știu, coborâte din maițe de exploatare, coborâte din pădurari, nu știu, care acum s-au mutat prin Statele Unite. Tot din copac. Tot din copac, da. Ei, în al doilea număr am avut tema diplomania. Această traumă sau boală sau ciumă, venind cu sacul de diplome și diplome de excelență. Să dau pe bandă rulantă și pe copertă, am avut un utilaj mare care fabrica diplome și cu brațul le ducea poporului. Și spunea, fabricăm diplome non-stop. Am avut numărul 2. În numărul 3, am avut un cu mască, un celebru om care confecționează măști în Munții Vrancei, Terțiu se numește, cred că așa, și cu masca pe figură și am scris așa, jos masca, în paranteză, Rada, criticii literare. Jos masca, Rada, criticii literare. Cu întrebarea, unde sunt cărțile proaste în revistele noastre de cultură? Mai departe nu vreau să merg. Ștefănescu, da. Și unde am avut și răspuns, nu știu dacă ați avut răbdarea să citiți, am avut răspuns de la domnul Manolescu în România Literară și a spus și domnul Gheorghe Mocanu a ridicat o problemă cu care sunt de acord și a făcut un editorial și l-am preluat și noi, cum să nu-l preiei, când președintele tău îți răspunde, l-am preluat și noi în revista noastră. Numărul 4 a avut următoarea temă. Era domnul Ciolacu, cred că știți cine este, da? Cu o roată, împingea o roată și așa, și am spus, opriți rotativa, că ne prăpădim. Era jos. Iar acest al cincelea număr, și deci tot numărul respectiv, eu le spun colaboratorilor că asta este tematica dinainte și ei merg și vin cu materiale. Al cincelea număr este România needucată, e de aur. Doamne ferește, să zic și eu să fie de aur, dar e educată mare și un ne în față pe care vreți să-l citiți sau nu vreți să-l citiți. Da, da. Ce am mai modificat la ultimul număr, că învățăm și noi din mers, copilul care nu s-a născut nici cu barbă, nici alergând la 100 de metri plat, ci s-a născut mergând de-a bușelea. Noi ne-am ridicat în genunchi un pic și am început să mergem sprijiniți pe margini. Și am zis așa, am schimbat și hârtia un pic pe stil vechi, așa să pară mai asta, am mărit de la 12 la 16 pagini, cum era înainte Urzica și Moftul Român, și am primit semnale foarte bune din partea cititorilor, domnule, îmi place, să o mai pipăim, de revistă este vorba, să o jumulim, să o crăim, să o așa, și sper ca să întrunească, eu știu, sufragile, era să vorbesc în termenul ăla, că se apropie alegerile din așa, și vă îndemn să colaborați, vă rog să trimiteți materiale, pentru că vrem să fie o revistă serioasă care să fie băgată în seamă. Mai ales, da, normal. Deci, și de atitudine. Și cum vreau să închid? Da, este, să știți că un curaj enorm, pentru că... Ce tiraj? 300. 300. 300, da. E mult? E puțin? E puțin. E puțin. Pentru că, vă spun ce costă 14... 1400 de lei, eu dau din casă. 1400 mă costă tiparul, atât. Dar am avut colaboratori, că să știți că aici nu este ca la cealaltă revistă, când omul trimite și se roagă de redacție. Oamenii care creează umor cer bani ca să pot eu să-l public. Poate nu vă vine să credeți. Am avut și oameni care s-au retras. Nu mă plătești, eu nu-ți mai trimit caricaturile. Este munca mea, eu din asta trăiesc și o cred. Și dacă la anul Dumnezeu îmi dă puterea să obțin niște bani, eu voi plăti colaboratorii. Pentru că merită. Da, sau un premiu, sau cum, dar deocamdată o scot din pensia mea specială, că am spus și la Focșani.
Le-am spus și la Focșani, domnule, că am pensie specială. Păi da, eu din pensia asta specială fac revistă. Și dau bani acolo. Și nu pot să acopăr decât jumătate din vânzare deocamdată. 600-700. Restul până la 1-400 îl pun. Dar nu mă las, merg înainte. Și... Doamna e implicată în redacție? Este în redacție, cum să nu fie? Și ca să vedeți, fiindcă ați adus aminte de redacție, domnul Isache, ia uitați, hai să spunem la primul număr, cine a colaborat la primul număr. Viorel Savin, Viorel Dinescu, Vasile Larcu, Mihai Batobujenițe, Ilie Bâtcă, Adrian Bucurescu, Ioan Toderașcu, Vlad Sărătilă, Gheorghe Cosmiceanu, Aurel Lozanu, Titus Știrbu, Ion Mățu, Violeta. Vedeți? Cele mai bune nume de umor. Nu mai spun că avem și cuvântul și gândul domnului academician Valeriu Matei, domnul Rachieru ne-a trimis în cuvinte frumoase și așa mai departe. Și asta ne încurajează și să mergem mai departe. Și acum vreau să închei. Cum? Vreți să încheieți? Da, păi normal. Are. Cu niște epigrame ale subsemnatului, pentru că am zis așa, măi, cine, dacă asta are o tragere, adică tragere am, dar scoate sau introducere e mai greu. Ia. Și am zis așa, din primul număr, că le-am găsit și eu acum, și fiindcă tot trebuia să fie pe aici, ale poetul Alexandru Dumitru, m-am întâlnit cu el la o deltă, că și el e pescar, și eu sunt pescar în Răit, și m-am întâlnit cu el acolo și am făcut și o baie, nu știu ce am făcut. Sunteți frați. Da, aproape. Și i-am zis așa, poetule Alexandru Dumitru, cu dragul meu poet Dumitru, da? Deci cu dragul meu poet Dumitru, la pescuit am ținut pasul. Fiind concurs, i-a spus arbitrul că cel mai rău stă cu carasul. Dar și acum am una pentru criticii de aici, care și am așa, domnul Galben, domnul Petre Isachi, domnul Botez și așa mai departe. Deci toți cei care sunt critici și chiar și domnul Viorel. Unde? Da. Și am zis, criticului meu, hai să fie personalizat așa. Descrisul tău o să rănească inima mea blândă și pură, eu te blestem să te iubească o babă fără dinți în gură. Da. Unul junie scris. Deci cealaltă n-a fost, nu? Bine, vă accept, asta e. Și că asta e bună, ați văzut? Asta e critică. Spuneți, domnule, în față. Bună, asta nu e bună. Unui junie. Cum? Unui junie. Nu, că mai am două. Două. Mai durează o oră, una și o oră una. Deci, unui junie scriitor pudic. Pleznea, fierbea de bărbăție, mireasa goală pușcă cerceta. Doar i-a zis mama, trebuie să fie o gaură pe aici, pe undeva. Și unui scriitor plin de talente, chiar de va folosi pseudonimul și se va etala polivalent, noi toți vom recunoaște individul prin lipsa evidentă de talent. Salonul literar de la... prezintă doamna. Doamnelor și domnilor, eu sunt cea mai proastă alegere pe care o putea face domnul Șurelu, adică să-l reprezint astăzi. Dar a fost un caz fortuit, pentru că nu eram decât eu și dumnealui. Și dacă dumnealui nu a putut fi de față, a optat pentru mine. Mii de scuze. Dacă știam, nu veneam. Putea să se supere domnul Șurelu. Da. Eu nu o să fac o trecere în revistă, nici nu este cazul, eu o să fac o trecere prin revistă, pentru că vă spun cu toată sinceritatea, nu știu foarte multe despre acest ultim număr apărut. Și voi face o remarcă în sensul că, în opinia mea, greutatea unei reviste nu constă nici în frumusețea copertelor și nici în frumusețea ilustrațiilor. În opinia mea, greutatea unei reviste stă în greutatea numelor care semnează intervențiile din revistă.
O să dau citire, dacă îmi permiteți, colectivului redacțional. Asta așa, ca să confirme spusele mele. Bineînțeles, domnul redactor șef Poliției Ioan Ușurel. Redactor șef adjunct Petrache Plopeanu, cred că știți despre cine este vorba, profesor, foarte ciudat, domnul profesor, de ce ciudat? Pentru că e născut în Brăila, profesează în Râmnic Săraș, domiciliază în Focșani. Vorbim de domnul Radu Borcea, cunoscut publicist al Vrancei, și bineînțeles Emilian Marcu, Petre Isachi, Constantin Ștefănescu și Lucian Strochi. Revista începe cu editorialul semnat de domnul Coliță Ioan Ușurelu și spune dumnealui aici: barbarii politici. În ceea ce mă privește, am început să înțeleg din ce în ce mai mult ce înseamnă barbar. Și din păcate am început să înțeleg din ce în ce mai puțin ce înseamnă politician. Doar atât vă spun. Revista cuprinde editorial, proză, eseu, poezie, cronică literară, istorie literară. Este o revistă de cultură, o revistă, așa cum apare și pe copertă, de atitudine și literatură. Vă mulțumesc tare mult! Vă rog! Merită, da. Este o revistă care arată foarte frumos. Este o bijuterie. E frumos, elegată, are dreptate. Coperțile frumoase. Da, coperțile sunt frumoase, sunt colorate, da, dar nu știți cum e. Eu pun mai mult... Contează foarte mult, pentru că așa cum arată o revistă, coperțile și calitatea hârtiei reprezintă rama de la un tablou. Este adevărat. Și tot așa ați văzut că hoții când fără câte da, o pictură, asta e frânză și rama rămâne. Da, mulțumim. Vă mulțumesc. Cine, cine mai aveți, domnul Paul, ceva revistă? Nu. Domnul Moscu? Nu. Aici. Domnul Cornel Galben? Noi suntem oameni serioși. Violeta Sargo vrea să prezinte revista, dar nu e nimic, că am mai plătit. Revista Ateneu este cea mai longevivă din peisajul cultural, nu doar băcăuan. Peste 2 ani va împlini 100 de ani de la apariția primei serii și anul acesta, în august, a intrat în al 60-lea an. Ca număr de apariții, acesta este al 650-lea. Are 24 de pagini, o revistă de cultură. În numărul de față sunt câteva referințe la manifestările de amploare națională, cum a fost Simpozionul Național Vasile Pârvan, Simpozionul Național de Estetică, 70 de ani de la înființarea Teatrului Bacovia. Publică literatură, deci poezie, proză, critică literară. Bacovia, bineînțeles că nu putea să lipsească, ecourile festivalului se prelungesc. Scrie Cecilia Moldovan despre poetul Bacovia scos în stradă, vorba de picturile pe bloc făcute de Bogdan Scutaru. Să cei care mai rămâneți prin Bacău chiar merită să vedeți. E aproape de Casa Bacovia și tot despre Bacovia avem un material foarte interesant scris de inginerul Mihai Ciucă, dar care e un cercetător al culturii locale și nu numai locale, foarte aplicat, și scrie cu Bacovia printre morminte
deci a cercetat unde sunt mormintele familiei și ale rudelor și ale celor legați de Bacovia. Foarte interesant articol, așa că vi-l recomand. La Bacău există și o mișcare plastică foarte interesantă. Numărul acesta vă oferă un interviu cu Daniela Grapă, care și ilustrează conținutul. Tot legat de istoria revistei este la centenarul lui Grigore Tabacaru, cel care a înființat alături de Bacovia prima serie a Ateneului Cultural. Este un articol despre activitatea lui. Veți mai găsi cronici literare la cărțile apărute recent. Poezia e reprezentată de sărbătoritul nostru Dumitru Brăneanu și de Gela Enea. O pagină de traducere, iarăși foarte interesantă, semnată de Gheorghe Orga din literatura iraniană. Mai găsiți trimiteri la marele violonist Șerban Lupu, la Ciprian Porumbescu sunt comentate două cărți care au fost dedicate tot în anul acesta sărbătoresc pentru muzician. Sigur că nu lipsesc rubricele obișnuite, fragmentarium, personalități băcăoane pentru limba noastră, susținută cu o aplicație de Ioan Dănilă, și lumii anglosaxone scrise de Elena Ciobanu, cunoscută universitară, o revistă a revistelor și, bineînțeles, alte referințe la saloanele în Moldovei, tot așa o manifestație, o manifestare culturală de interes internațional, nu numai pentru că pune în valoare plasticienii din Republica Moldova și din România, dar atrage și din alte zone ale lumii. Și din Israel erau. Da, da. E un număr interesant pe care vi-l recomand cu plăcere. Mulțumim! Nu știu ce să vă spun. Pe mine m-ar fi interesat cum vedeți dumneavoastră o revistă, cum ați vrea să fie. Punctul meu de vedere este că o revistă trebuie să creeze orizont de așteptare. Nu trebuie să se supună unui orizont impus din exterior, cel puțin în cazul nostru, ignoranței totale. Ne plângem că se scrie prost, dar e foarte greu pentru o revistă să păstreze echilibru între valoare, valoarea autentică, că am putea să ne oprim numai la genii, să lucrăm numai cu ele, naționale sau internaționale, și n-am avea nicio problemă. Toată lumea ar fi mulțumită. Problema este promovarea tinerilor. Ori promovarea tinerilor e o problemă. Noi l-am vrea genial de la 17 ani. Sigur, sunt 1, 2, dar observăm că aia se sting repede, foarte repede, mai ales vocile feminine. Debutează frumos și sfârșesc lamentabil rapid, nu știu ce, da? E greu. Sigur că, în primul rând, e greu pentru că nu există comunicări reale între reviste, deși toate apar și pe internet și tipar. Dar nu există. În ce privește 13+, dau așa un exemplu, e printre puținele reviste care a pomenit de Monica Lovinescu. Dau un exemplu.
spun asta pentru că eu am trăit și în comunism și mi-aduc aminte ce era în comunism cu Monica Lovinescu, cum era ascultată, cum era nu știu cum, cum era divinizată. În mod paradoxal, după Revoluție, a fost uitată. Imediat s-a plecat, s-a pornit războiul politic între românii din diaspora și românii din România. Și asta tot pentru funcții, tot pentru că s-a trăit spaima că ăia vor veni și ne vor ocupa locurile. Normal, ar trebui să dicteze esteticul. Greșelile se fac aici, la promovarea celor noi. Toate revistele ar vrea să exprime nou. Se exprime nou. Se vor europene. Domnul Viorel Dinescu spunea că se compilează mult, se copie mult, imităm Occidentul și ca orice imitație, sigur că este nereușită. După aia e războiul între culturi. Deci revistele, până la urmă, susțin un anumit orizont de așteptare într-o țară. Ele sunt citite, să știți, în Occident. Sunt citite și sunt citite cu atenție. Sunt chiar urmate. Nu știu de ce avem noi un complex. Noi avem așa un complex de inferioritate și îl reiterăm din generație în generație. Mi-a plăcut poetul ăla, Alexandru, și mai cum îl chema, Bogdan de ieri, care n-a fugit de tradiție. După aia, o frica noastră, fugim de tradiție. Eu nici nu știu dacă literatura se împarte în literatura de ieri, literatura de azi, literatura... Nu, literatura trebuie să ființeze sub zodia eternului. Deci aici trebuie să... Concurența asta este mare. Nu cu cel de lângă mine, cu cel de dinaintea noastră. Dar pentru asta trebuie citit. Trebuie citit. O întreagă discuție. Zi, întreabă dacă vrei să... Că suntem la dezbatere cea. Da, nu? Da. Da. Exemplu, de la o revistă se așteaptă să fie plină de somități și să ne bage în față, uite ce grozav suntem, da. Cu ce nume venim. Păi da. Numele acelea le știu toți. Păi tot. Dar care este revista curajoasă care zice, uite, am descoperit un poet bun, este tânăr, nu știe nimeni, dar eu îl propun. Și peste 50 de ani sau 100 de ani să zică, uite, a existat o revistă, Bilete de Papagal sau... 13 plus, așa, în care a existat totuși cineva care a avut ochi să vadă ceva. Deci nu vrem să facem volume somptuoase princeps dintr-o revistă. Și revista întotdeauna trebuie să fie un amestec între ceea ce înseamnă arta în momentul respectiv, frumusețea, chit că e alb negru, deci în alb negru se poate face o revistă superbă, absolut superbă. Deci artă și literatură, tot ce înseamnă. Că un număr poate este mai valoros și cuprinde ceva ieșit din comun, un premiu sau un premiat, că altul este mai puțin. Revista este imaginea momentului. Da, și în același timp o revistă se impune în timp. Da. Ei, exact. Nu poți să concurezi cu revista România Literară, de pildă. Da, intră greu în conștiința publică. Intră greu în conștiința publică. După aia, sincer să fiu, noi nu ne promovăm între noi. Deși între noi, eu vreau să vă spun că literatură încăpem cu toții. Chiar încăpem. Și mai rămâne loc. Nu ne promovăm. Dacă nu ne promovăm noi între noi, dacă nu ne citim noi între noi, păi ăștia nici atât nu ne citesc. Sigur că domnul Mocanu are dreptate. Unde sunt... Putem merge pe o critică negativă, să știți. Se poate face o asemenea revistă. Și dar nu știu dacă poporul român suportă așa ceva. Am mai încercat din anii 90 pe la Cronica. Da, dar da. Dar putem să fie ca personajul
cum să spun, modern, contemporan, care este complex. Are și partea critică, are și partea... Deci este un personaj complex, nu este strict negativ, strict pozitiv. Este complex și așa poate să fie și o revistă, să aibă și o cronică dură, să aibă și una în care să arate ce e mai bun și mai frumos. Dar sunt însături de critică, domnule. Și viziunea, toate sunt numai de critică. Ați văzut undeva unde se spune... Eu n-am văzut critică. Nu vă supărați. Eu nu prea văd critică. Au început scriitorii să facă critică de întâmpinare. Pentru că nu... Nu, dar dânsul spunea ceva. Altceva, da? Ce? Eu spunea de media general. Ați văzut ceva, să se laude ceva? Ați auzit? Eu nu prea, tot când mă auzi. Eu sunt o persoană admirată. Nu face rating, da. Rămâna asta face un laudă, continuă. Adică asta este lucrul. Asta vreau să spun. Și apropo de susținerea tinerilor, mulțumim pentru debutul Anei. Eu i-am recomandat să chemăm. A, fata sa, da, actriță, soția sa. Da, e și actriță. Mai m-am însoțit la anumite evenimente, mai recitat de poeziile mele, a fost și Paul Augustin. De pildă, eu vă dau un exemplu. Când scrii despre cineva, citește revista asta. Dacă nu-i scris, dacă n-am scris despre el, nu mai citește. E adevărat că într-o revistă nu trebuie să o citești toată. Sigur că trebuie să selectezi. Sigur că trebuie să le selectezi. Poate am putea spune ca un defect să publică prea multă poezie. Este inflație de poezie. Noi publicăm proză și avem autori și dintre cei cunoscuți și dintre cei necunoscuți foarte buni cu proză. Acum noi suntem la al patrulea număr. O să reușim în timp să facem și site-ul acela, să punem pe site. Credem după 25 de ani, așa. Da. Cineva spunea de manifestarea noastră. Aveți vreo revistă? Cineva spunea de manifestarea noastră de la filială. A auzit numai despre poeți. Nu a auzit nimic despre proza. În toată manifestarea noastră. Și o fi așa? Ați auzit ceva? Întrebi domnul președinte. Da. Eu ca poet n-am auzit prea mult. Deci cei care cineva a spus că în manifestarea noastră n-au auzit despre poeți. N-au auzit despre poeți. Vreau să vă spun că poți să faci o discuție potențială. Așa ați spus respectivul, nu eu. Deci vorbiți cu el, dar nu vreți. Ce vrea să stăm aici? Era memorial de poezii. Legal de poezii. Mai face poezii când noi așa, pentru că dacă stăm și citim un capitol dintr-o carte, nu mai înțelegi nimic, mai sunt 30 capitoli. Mara țara a scris, n-a citit proză. De-aia poezia e mai accesibil. Gata, haideți să... Da, aș vrea să fiu scurtă. Sper să nu mă ia, să mă ia ideile pe dinainte și să vorbesc prea mult. Deci eu vin de la Târgoviște. Asta, Târgoviște e în județul Dâmbovița. Județul Dâmbovița are vreo 5 reviste prestigioase. Una dintre ele este Litere, care apare la Târgoviște. Altele ar fi Impact, tot la Târgoviște, Climate Literare, la Târgoviște, La Pitești, Argeșu și Cafeneaua Literară. Deci astea ar fi din Dâmbovița. Revista Litere apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și are o vechime, e încă tânără, are 23 de ani, din anul 2000, înființată de Mircea Horia Simionescu, împreună cu Eugen Cristea, un critic care ne-a părăsit acum vreo 2 ani, și cu directorul actual al editurii, Mihai Stan. Este sub formă de carte, ea imită ca formă biletele de papagal ale lui Arghezi. S-a străduit să fie cât mai complexă, are atât nume consacrate ale criticii literare și cât și nume tinere, nou apărute. Să amintim din cuprins, să-l amintim pe Mihai Cimpoi, care are chiar o simpatie specială pentru școala de la Târgoviște, pentru că această carte, această revistă urmează tradiția școlii de la Târgoviște.
de care sigur că toată lumea a auzit. Deci îl avem pe Mihai Cimpoi, îl avem pe criticul Nicolae Oprea, îl avem pe Marian Popa, Ales Ștefănescu, aceștia au rubrică lunară, cartea, revista apare în fiecare lună, cu neîntrerupt de 23 de ani, se laudă cu chestia asta, e o apariție consecventă. Îl mai avem, să mai caut niște nume, pe Nicolae Georgescu, Livia Ciupercă, Victor Petrescu, poate ați auzit și de el, în fine, Ana Dobre, Ioana Dam, sunt nume multe, nu o să le pomen, Aureliu Goci, Lucian Gruia, da, aveți de... Da. Eu nu scris, Pompiliu Alexandru, avem și numeri tinere, cum ar fi, așa. Deci, ca și celelalte reviste, cu siguranță, cuprinde cronici, eseuri, proză, poezie și, în ultima parte, mă rog, ceva din activitatea culturală a momentului, teatru, expoziții de pictură, avem un arhitect care ne prezintă, are un, mă rog, și el o rubrică care se referă la monumentele istorice din Târgoviște. Deci este, să zicem, o revistă bogată. Am și eu aici un spațiu rezervat, o rubrică care se numește De vorbă cu Hipocrate și unde îmi prezint gânduri legate de spital, dacă, mă rog, cu trimitere totdeauna mai departe, adică aici și atunci și acolo și așa. M-aș bucura să ajungă la redacția dumneavoastră în mod consecvent, nu știu, eu știu că ea se trimite, e difuzată. În... Da, păi chiar nu știam dacă ajunge la dumneavoastră, pentru că ele sunt trimise. Da. Mai public, așa ca nume importante, Horia Gârbea, Teodor Codreanu, Lina Codreanu, da. Și câștigul cel mai mare și o surpriză pentru cititori este acela că Marian Popa, care a scris istoria literaturii Române de azi pe mâine, așa a acceptat să fie doar la revista aceasta colaborator. Da, deci Horia Gârbea nu are rubrică permanentă, dar publică. Permanent, permanent comentează și revisele din țară, dar și situația politică din România. O știi mai bine decât noi. Da, îmi pare bine, dar la numărul ăsta să știți că lipsește, nu vă puteam argumenta cu acest număr. Și ce este și mai important este că articolele publicate în revistă se găsesc, după o perioadă de timp, publicate și în carte. Deci fiecare autor care a publicat în revistă seria de articole apare la editura Biblioteca. Da, așa este, avem, le adunăm la un moment dat pe toate. Se poate citi și online, deci și asta e de bine de știut. Nu, să puteți găsi online. Așa. Ce voiam să vă mai spun, eu plec, m-am simțit excelent. Vă iubesc pe toți așa de mult, dar nu vă pot spune în cuvinte. Revistele noastre sunt deosebite. Aveți două reviste, nu sunt sub egida Uniunii Scriitorilor, am înțeles, 13+ și ATN-ul. Lumbu este, dar oricum toate sunt sub egida lui George Bacovia. Toate îl cinstesc memoria, îl puteți numi director onorific în toate. Mulțumesc. Da, mulțumim. Despre revista Plumb, ce să vă zic, o cunoașteți foarte bine. Am început această, cum să zic, pe prima pagină, deci pe pagina de început, să rememorăm, să aducem în atenția noastră colegii noștri care nu mai sunt, așa cum discutam ieri, număr de număr vom continua să prezentăm scurt câteva date biografice și câteva referințe critice și chiar cum e și în numărul acesta
un scurt fragment poezii sau ceva de genul ăsta. Vom continua acest lucru. N-am avut și anul trecut, până pe la începutul anului ăsta, să prezentăm colegii noștri din filială, cei născuți, câte unul, că nu puteam, născuți în luna respectivă. Unu, doi, trei, am făcut pagină întreagă cu colegi din filială născuți în luna respectivă. Și am trecut frumos și fiecare cu o poezie, cu două, cu un, eu știu, o referință critică sau chiar cu un fragment dintr-o povestire și așa mai departe. În așa fel încât să promovăm, pentru că până la urmă Plumbul, noi am zis că este nu oficial, este revista filialii Bacău Uniunea Scriitorilor, oficial nu este, dar noi o considerăm ca fiind revista Uniunii Filialei și de aceea toți care vreți să publicați, trimiteți materiale și noi le publicăm. E, în numerele, ultimele numere am publicat, aveam pagina aceea de publicitate pentru Aerostar, pentru că ei ne-au finanțat, numerele astea sunt vreo 7 numere care nu ne-au finanțat, ne le finanțează încă, mai avem din banii respectivi până în luna lui februarie, păi iară trebuie să vedem pe unde mai găsim să găsim bani să putem continua, dar vă asigur că vom reuși. Anul viitor sunt 20 de ani de apariția revistei. Am început în 2004 și iată că au trecut 20 de ani. Să dea Dumnezeu, revistă lunară, e adevărat. Am avut întâi 16 pagini, am dus la 20, cât are 20 parcă de pagini, 24 dacă să fie așa. Încercăm să o menținem în continuare așa, promovăm și scriitori tineri și debutanți, deci nu numai, indiferent că sunt poeți sau prozatori, critici, dacă sunt și din aceea, tot mai puțin, nu au mult disponibilitate dintre tineri ca să facă critică literară, să vezi că vin cu așa. E muncă, e mai greu și de aia nu. Poezie e mai ușor. Proză e mai ușor să scrii, dar să faci critică literară la o anumită vârstă e mai greu. Singurul care a făcut, totuși, interesant, a fost Nicolae Labiș, care are niște pagini extraordinare făcută despre scriitorii din, care a citit din vremea sa. Și are niște pagini interesante la vârsta lui de 18-19 ani, cât avea, deci vă dați seama că nu era... De-aia am întrebat și la Roman ce s-ar fi întâmplat dacă Labiș ar fi trăit barem cât Eminescu, 40 de ani. El săracul s-a dus prea repede. Dar eu nu pierd speranța că vor mai fi tineri care vor scrie și critică literară sau cronică literară sau cum vreți să spuneți. Încet, încet lucrurile se mai așează. În condițiile în care, spuneam și altă dată, avem peste 10.000 de scriitori în viață. Peste 10.000. Care se afiliază la tot felul de asociații. Nu numai la Uniunea Scriitorilor, la Liga Scriitorilor Sănătoși. Așa, la academii, sunt tot felul de academii care au tot felul de... Da. Plus diaspora, sunt într-adevăr, de asta, precum așa un calcul... sumar, sunt peste 10.000 de scriitori în viață, care scriu. Nu știu dacă scriitori. Adică, cine îi definește că sunt scriitori? Și aici e o întrebare, da? Critică? Sau doar, dacă cineva spune, domnule, dacă am învățat să scriu, trebuie să scriu. De ce am învățat să scriu, nu? Nu-i corect? Și asta e foarte bine. Nu, 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 dar nu. Nu, nu, dar nimeni... Păi de asta rolul nostru a revistă este tocmai să-i promovăm. Și este... Să cerne, cum cerne sita, cerne continuare. Nu trebuie noi să fim nici critici literari. Și aici critici când e unul ăla că mai nu știu ce, dă cu toporul în el și-l termină, ca să-l termine repede. Nu, eu cred că trebuie și critica să încurajeze. Vorbesc de tineri, cum sunt, uite, cum e fata care a luat premiul sau băiat, dar fata 16-17 ani. Ce vrei să ceri? Da. Și avem și mai... cea de la Vrancea, dar mai avem și la Bacov vreo câteva fete care scriu, sau fete, mă rog, elevi de liceu care scriu extraordinar, nu, și scriu bine, adică... Nu, dar am zis că elevi sau elevi de liceu sunt care... Dar, interesant, cochetează cu scrisul mai mult fetele, elevi. Asta este, nu? Eu nu prea am văzut să vin...
Cum? Da, probabil și asta. O ardere mai rapidă. Eu are ardere mai rapidă. Da, deci despre plumb nu vă mai vorbesc prea mult, că aveți revista în față. Citit-o, citiți plumbul. Nu, no, se topește la temperatură mică. Dar vă rugăm în continuare să veniți cu material pentru revistă, îl primim oricând cu drag. Deci, mai doamna Popa vrea să mai... Petronila, a Popie, să mai spună două cuvinte și pe urmă vă mai spun eu câteva cuvinte și încheiem. Mulțumesc. Eu cred că mi-aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc că sunt aici, în al doilea rând, să fac o completare, poate pentru fiecare sau mai puțin pentru revista Salonul Literar, pentru că acolo nu am colaborat. După cum spunea domnul Isachi mai devreme, problema e că chiar nu se încurajează. Eu am avut marea șansă să-l cunosc pe domnul Brăneanu, care m-a încurajat și m-a publicat și m-ați publicat, cei care sunteți aici în colectivul redacțional, în plumb. Eu așa am devenit vizibilă la nivelul cel de sus. Pentru că, într-adevăr, colaboram până atunci cu Urmuz, revista nouă, dar problema mai este regiunile, zonele din care vin. Urmuz nu este sub egida Uniunii Scriitorilor, dar are vizibilitate sau doar are vizibilitate în partea aceea de sud a țării. Pe când plumbul este ceea ce știm cu toții. În afară de asta, datorită publicării mele și de, cred, din 2019, dacă nu mă înșel, și poezie, dar și cronici de întâmpinare. Deși scriu din 1992 cronică de întâmpinare, chiar am vorbit aseară cu domnul fostul profesor Iorga, fostul profesor din liceu, eu am absolvit liceu de aviație, de atunci scriu cronică. Da, de atunci scriu cronici de întâmpinare. Nu m-a cunoscut nici naiba, evident. Și am până în momentul acesta, cred că peste 500 de cronici scrise. Am publicat deși două volume, dar nu despre mine vreau să vorbesc, ci despre deschiderea pe care o au unii. Dacă faci treabă bună, sigur, ca femeie într-o lume a bărbaților este și mai greu de pătruns, ăsta e adevărul, critica totdeauna a fost considerată ca fiind a părții masculine și nu... Dar m-am bucurat foarte mult că m-ați primit aici și la plumb și la 13 plus, cu Ateneu încă nu am lucrat și sper să rămân aici pentru că sunteți ai mei, băcăoanii mei, moldovenii mei dragi, și eu sunt de aici, jumătate. Ceea ce voiam să mai completez despre una dintre revistele din Târgoviște, care mi-a refuzat un material pe motivul că au ei criticii lor cunoscuți. Și atât. Asta voiam să completez și sper că nu v-am reținut foarte mult. Vă mulțumesc din tot sufletul. Ah, și un lucru. Anul trecut am primit... tot datorită unei cronici care a apărut în plumb și apoi a fost trimisă la Literatura și Arta din Chișinău și am primit premiul pentru critică pentru anul 2022. Vă mulțumesc atât revistei Literatura și Arta, revistei Plumb, revistei 13 plus, tuturor revistelor și voi colabora și cu domnul Gheorghe Mocanu pentru că mi-e tare drag să fac oamenii să râdă. Mulțumesc, să umblu și cu cioara vopsită. Mulțumesc mult! Da, mulțumim. Ce vreau să mai adaug? Două lucruri. Unu, revista noi o distribuim foarte greu pentru că practic o distribuim pe banii noștri și o trimitem direct la cei care scriu sau la persoane care au solicitat. Unii ne mai... făcut abonamente, să zicem așa, cu 100 de lei, cu 50 lei, eu știu, cu care cât a putut și în felul ăsta. Dar o distribuim direct prin poștă, o trimitem direct la destinatari. Deci, dacă vreți și doriți, ne spuneți
ne notificați și vă trimitem revista acasă. Vreau să mai spun că noi mai primim la filială câteva reviste. Exponto, primim Cafeaua Literară, a lui, care e o revistă, Cafeneaua Literară, îmi cer scuze. Da. Mai, n-am băut cafeaua ca lumea de asta. Cafeneaua Literară, Drita Lumina, e revistă albanejilor, asociați albanejilor, apare la Craiova, primim în fiecare lună, ne trimit, fără, cum? Da, albanejilor, Drita Lumina. De fapt, e o revistă a românilor, da, ediție bilingvă a românilor, de fapt, a românilor, cum se cheamă, a românilor, e revista român care apare bilingvă în limba albaneză și în limba română, așa, primim lună de lună această revistă, Exponto, am spus, și bine, Ateneu, clar că primim la permanent la redacție, la filială. Așteptăm și litere să primim la... Dacă... Facem schimb, da, tocmai. Da. Mai primim Argeșul. Vedeți ce înseamnă administrație. Iată să vă spun ce înseamnă administrație care... Oameni din administrație, deci președinți, lideri, cum vreți să îi numiți în administrație, în Argeș sunt patru reviste. Subvenționate de primăria municipiului Pitești, subvenționate de Consiliul Județean Pitești, iar noi la Bacău nu reușim să subvenționăm decât singura revistă. Și eram eu atunci vicepreședinte când am luat-o la Consiliu și mă felicit că am reușit să facem acest lucru, este Ateneu. Primăria nu vrea să au de ani de zile. Discut cu primăria, hai să luăm plumbul la Consiliul Local. Hai să-l finanțez Consiliul Local. Să vedem care sunt condițiile. Cum unii pot și alții nu pot? Aici e întrebări. Nu vor. Aici e problemă. Că dacă ar vrea, s-ar putea. Că nu e mare lucru, nu e o sumă enormă. Eu nu cred că o primărie, chiar că am început... Nu iese nimic, păi aia e chestia. Că o sumă de 200-300 de mii de lei se găsește la o primărie de un an, ce am început. Că atâta costă, atâta ne-ar ajunge tipărit și să-și poți plăti colaborări. Cum spune domnul Ocan, are dreptate. Cel care... Să zic, e un nume mare, da, așteaptă să-i, nu? Să-i plătești colaborare, oriunde. Bun, noi o facem cu sufletul și cu inima. Avem noroc și asta de Prăjișteană, că muncește revista asta cap, la un cap la altul, pe nimic, pe gratis. Foarte greu să mai găsești cineva să facă o revistă azi de la prima pagină și până la ultima și să stea să o buchisească și să... Bun, noi discutăm draftul revistii înainte de a o da la tipar, dar el lucrează în revista asta. E foarte greu să găsești. De asta vă spun. Că apar reviste, uite, și domnul Isache, dacă n-ar avea nepotul care să vă facă, nu, partea de grafic, să nu știu, e foarte greu, pentru că, băi, da, face Roxana, bun. Deci, să mai găsesc, deci, și la noi, sper că Paula Bârsan, la plumb, să înceapă și să lucreze încet, încet, să angaja, să vedem, ca să putem duce revista mai departe. Oricum, la anul o să sărbătorim 20 de ani, o să vă invităm la sărbătoarea revistei Plumb, dacă o să vreți să veniți. Și cu asta am terminat partea de revistă.